Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți toți credincioșii ca părăsind Iudeia să trecem în pustiul Iordanului și să vedem astăzi acolo pe Cel ce s-a arătat pentru noi cu trup, cerând botez în apele Iordanului și să vedem pe Botezătorul apărându-se și strigând cu spaimă, nu îndrăznești să mă ating de foc cu mâna mea de țărână. Iordanul și marea au fugit, mântuit Domne, și s-au întors înapoi, iar spre aceasta să arăt.